Cei mai controversați milionari se distrează prin cele mai scumpe locuri și iubește ca la 20 de ani. Nicra Doi ne-a prezentat noua iubită, femeia pe care se gândește să o ducă în fața altarului. Iar acesta a fost și un motiv de petrecere în raiul bogătașilor. La Monte Carlo, unde sunt cei mai bogați oameni. Ea este o blondă, ea e o brunetă. Avem aici o fată foarte frumoasă, o fată foarte cu minte, care o cheamă Ioana. Este Ioana, noua ta iubită, da? Bineînțeles. Am avut un dinner foarte bun, mâncare excepțională și după un așa dinner trebuie să mergem și noi la un nice club. Mai ales aici, Monte Carlo, e cel mai frumos. Cred că din toate locurile care am fost eu până în prezent, ăsta e singurul loc unde chiar enjoy fiecare minut. De data asta aștept ca femeia să mă ceară în căsătorie. Ce frumos! Ce frumos! Păi crezi că ar fi momentul? Ce pot să spun? Doar că mă bucur foarte mult că l-am cunoscut. E singurul om de care cred că m-am îndrăgostit cu adevărat. Sincer. A fost cumva dragoste la prima vedere? Cred că da, cred că da. Da, da. Vezi? Dragoste la prima vedere, spune. Da. Distracție la cote maxime, șampanii scumpe, femei frumoase, dar ajunge pentru o singură seară o relaxare scurtă la cel mai mare și exclusivist casino din Monte Carlo și la somn, că mai sunt multe de bifat. Să vedem ce ne rezervă o nouă zi printre milionarii prezenți la Monaco. Am ajuns în apartamentul lui Armen, cel mai bun prieten al lui Nick. I remodeled and it's the front apartment has the best view. I love it. The weather is so good in here. What makes you come here and buy our apartment? I have a car passion. Yeah, it's very expensive. In Monaco, Monte Carlo, one room is 1 million euro. Nu ne spune cât costă apartamentul lui din Monaco, însă am aflat noi. Câteva clicuri și am găsit fabulosul preț. Apartamentul luxos din mijlocul paradisului din Monte Carlo l-a costat în urmă cu câțiva ani 750.000 de euro. Îmi doresc ceva frumos, îmi doresc ceva forever, nu numai un an, doi. Am fost căsătorit o singură dată și îmi doresc doar să fiu căsătorit a doua oară, nu a treia, nu a patra. Ce n-ai accepta niciodată la o femeie? Dar niciodată! Ce n-aș accepta niciodată? Oricât aș iubi o femeie, oricât aș fi de nebun după ea, dacă aș simți că nu iubește pe Dumnezeu sau nu are pe Dumnezeu, mai bine zis, în viața ei, m-aș despărți. Dar există posibilitatea să te însori cât de curând? Gândurile astea, chiar dacă au fost luate de la mine din cauza experienței vieții mele, au fost readuse, chiar au fost readuse de Ioana prin purtările ei și chiar m-am gândit, totuși, wow! Deci doar ce mă gândisem că take a break, adică stai deoparte și nu mai încerca, pentru că e foarte greu de a găsi o persoană pe care eu îmi doresc. Ce-ți place cel mai mult la Nick? Oh, sunt multe. Primul rând, este unul dintre puțini oameni, da, cu caracter, cu suflet bun, pe care i-am întâlnit. Din cuvintele frumoase pe care cei doi și le-au spus, pare să se audă clopote de nuntă, iar în ochii porumbeilor se citește emoție, iubire și fericire. Uite ce spun. Este totul.
Aici e totul. Simți iubită? Sigur, da. Da, da.